Brașovul a avut prima ocazie a meciului, Bordeanu a respins în bară lovitura de cap a lui Maiernic. Kipciu putea deschide scorul pentru gazde în minutul 14, tot cu o lovitură de cap, dar mingea a trecut pe lângă poartă. Di Stefano a fost și el aproape de gol, dar a tras pe lângă din 6 metri. Poverlovic a fost eliminat în minutul 36 pentru al doilea galben și în inferioritate numerică Brașovul nu a mai avut probleme. Hodnoghi a dat în bară în minutul 52, dar s-a revanșat 3 minute mai târziu. Atacantul brașovenilor l-a executat pe Bordeanu cu un șut din marginea careului mic. Teșeira putea să facă 2-0 în minutul 58, dar a tras peste de la 14 metri. Brăneștiul ar fi putut egala în minutul 60, însă Caicea i-a salvat pe brașoveni. S-a terminat 1-0 pentru gazde și Brașovul pare să-și fi îndeplinit primul obiectiv al sezonului, salvarea de la retrogradare. Objetivul foi cumprido. Nem sempre se pode jogar tão bem como as outras vezes que o Brașov tem jogado, mas acho que a echipa fez jogo suficiente para poder ganhar. Două sunt momentele pentru care am pierdut. Prima ar fi eliminarea lui Poverlovic, care din punctul meu de vedere este gratuită. Și a doua a fost ghinionul de la golul marcat de Hodnoghi, când mingea a circulat ca la biliard. Dacă nu aveam puțin ghinion, cred că puteam să plecăm cu un punct de aici.